Bună dimineața și bine ne-am regăsit din munții ăștia frumoși. Suntem, bineînțeles că nu știu unde suntem. Suntem pe un pod momentan, cu apă foarte curată și foarte multe ochiuri. Ia uitați cum se face aici. Cred că e un pic adâncă. Așteptăm să vină colegul, pe care nu l-am văzut de 20 de ani. O să fie tare interesantă întâlnirea. Și mergem la el la cabană, unde vom înnopta. Mamă, cred că are 5 metri adâncimea apa asta. Și se vede fundul. Ce m-ar tenta să fac o baie aici. Dar dacă nu mai am cu cine mă provoca, din păcate. Călătoria să vedem unde. Poate spre Africa. Să vedem ce zice și premierul șef Attila. Să vedem ce provocare va avea pentru noi. Mașina a rezistat eroic 5.000 și ceva de kilometri. Nu e nicio problemă. Toate bune și frumoase. Și sper că așa să. Aseară am dormit în mașină, că am trecut cu feribotul la 20. N-avea rost să mai deschid, plus că oricum aveam chef, bătea și vântul, era nașpa și am dormit destul de ok. Sunt curios și ne așteaptă și unde fi căpăluța asta, că ești doar bolovă, munți de piatră, să vedem unde să ajungem, chiar sunt curios. A venit și colegul, foarte emoționant a fost întâlnirea. Și are un Audi A3 4. Pentru ei este foarte normal. Asta am povestit în 20 de secunde cât am stat afară. La ei doar așa se merge. Adică tare. N-au niciun stres. Au mașini foarte bune, cauciucuri cu cuie, merg nicio emoție. Toți merg la fel. Și nu este absolut nicio problemă. Se înseninează. Poate am și eu noroc să prind aurora boreală în piața asta înainte să plec de aici. Dar să vedem. Iar a înghețat ștergătorul. Ștergător din dreapta a căzut, ăsta din stânga a înghețat. O să trebuiască să le schimb. Hai să vedem ce ne așteaptă la căbănuță.
Azi experimentăm ceva inedit. Nu mă așteptam chiar așa, dar cu mie îmi plac provocările. Mergem la colegul George și cu soția și cu copilașul lor. Ia să vă arăt ceva. George, ia stai un pic. Salut. Salutare. Salutare. El este colegul care ne-am văzut de 20 de ani. Poate mai bine de 20 de ani. Și aici o avem pe soția lui. Și cel mai important, e, uite, avem un accesoriu. Ia stai un pic. Ia uite ce accesoriu avem aici frumos. Avem de mers un pic până la cabană. O să fie foarte interesant. Eu cred că vara aici este superb. Uitați, mai sunt acolo. A, ceva în genul așa este, nu? Puse pe... Da. Pe... Foarte mișto. Dacă mergea Dusterul pe aici, cu siguranță mergeam cu mașina. Dar, din păcate, nu peste tot e ca în România. Unii mai merg și pe jos până la cabană. Bine, în cazul meu, că și na, și la noi se merge pe jos la cabane, dar... Auzi, dar dacă era zăpada puțin mai mare, așa ce făceam? Păi n-ai văzut ca schiurile. Schiurile și alea de... A, să nu te îngropi. Da. Le aveai tu, da. Le aveam eu și Oana, ce merge pe mine. A, și pe mine mă luați în braț. Și pe mine te merge, că mă portam mai tare. Te cărăm aici. Da, poate să dea o zăpadă mare în noaptea asta, să vezi ce noptăm. Ne băgăm pe aici pe o zăpadă. Ia uitați câte sunt aici. Nu este drum de acces cu mașina. Poți veni cu snowmobil. A, uite, aia e înconjurată de panouri. Da. A, nu avem curent. Ăla cred că are 220 de volt. Mamă, dar are. Are ceva. Opa! Un short. Vrei să le iau eu? E greu? Nu e greu. Pot să le iau și eu, poate să ia și la mine. Să mă învăț cum să cară. Copilașii, în spate. Și acolo avem marea. Au ce mare avem acolo? Sau e golf? Ce e acolo? E mare. Marea? Marea pe care e mai filmată. Marea care mare? Cum să... e Marea Norvegiei. Marea Norvegiei. Acolo este Marea Norvegiei. De obicei pe aici, prin toate zonele astea, sunt drumuri cam peste tot, cum am venit noi așa acum. Da, astea care sunt în lateralul drumului european. În principiu e un singur drum din ăsta principal, E6-le sau... E6, da. Pe care am venit eu. Străbate, da, și care traversează toată Norvegia. Păi și eu când o să plec acum, mă uitam, nu mă mai întorc pe același drum. Eu îmi țin în continuare drumul, nu? Dacă vreau să merg pe aici, prin zona asta. Nu știu, dacă vrei să mergi în Norvegia, mergi pe E6. Dacă vrei să ieși prin Suedia, o să mergi pe turul pe E6 ăsta pe Norvegia și după aia iar. Te duci peste munți și traversezi în Suedia. Mă duc în stânga. Da. Ia, uite, e un view, e o casă. Credeam că e un panoramic aici, să pot să mă duc să... Aici e căsuța sus? Aici e căsuța sus? Uite, am ajuns, asta sus este? Aici, da. Wow, uitați, aici o să stăm în noaptea asta. Foarte frumos. Asta e punct de observație. Da. Animale sunt? Da. Să mai găsesc, nu? Da, dar este noapte. Am înțeles. Hai să vedem. Când o să ajungem? Încă puțin și ajungem. Tare experiența asta. O să fie interesant. Hai, sunt căsuțele. Ia uite așa acoperiș frumos. Aola, mi-a stricat clipul telefonul. Ia stați așa. Să rezolvăm problema imediat. N-am timp. Ia uitați ce frumos. Asta ce e, bucătăria? Nu, acolo e WC-ul. E WC-ul și o magazin. A, așa arată WC-ul în curte la voi? Ca o casă? Da, la noi arată puțin diferit. La noi este o chestie în care e în cap doar tu, știi? Deci asta nu se poate numi WC-ul în curte, asta e tot o casă. Ia uitați ce căbănuță frumoasă.
și ce acoperiș. Foarte tare. Mă. Totul frumos din lemn. Aici ce avem? Asta e un lanț. €100.000 a costat căbănuța. Ce ziceți? Merită? În Norvegia. Pe malul mării. Vă imaginați vara cum este aici? Ia uitați ce loc. Ce loc frumos. Stai și te uiți la mare. Sunt acolo care au jos cabane. Chiar pe malul mării. Asta e căsuța din poveste. Cred că sunt într-o poveste acum. Foarte tare. Foarte mișto făcut. Avem și căsuțe pentru păsărici. Păsărici de la mici. Mai avem una acolo. Asta e pentru șoareci, cred. Ia să vedem. Semințe. Pe unde o fi intrare? Prin lateral, cred. Au și dat drumul la foc. Și aici avem toaleta. Și acolo magazia de lemne. Aici este baia. Baia. Suspendată frumos. Magazia de lemne și aici nu știu ce avem. În mijlocul pădurii. Foarte mișto. Îmi place. Hai să vedem și baia. Baia și magazia. S-a blocat? Da, a înghețat. I-am turnat niște ulei. Dacă știam, l-am ăla de dezghețat. Aveam, știi? Aveam un spray din ăla. Ce ai aici? Luminițe? Sau lumânări? Da. Deci aici au locuit, nu au locuit. Casa de vacanță era unor bătrâni de peste 70 de ani. Și tocmai de asta au vândut-o. Pentru că nu mai puteau ajunge aici. Chiar îl întrebam. Zic, cum să ai o așa cabană și să o vinzi? Că, na, e foarte mișto și cred că destul de prețios să ai o cabană de genul în zona asta aici. Și au spus că nu mai puteau ajunge aici, probleme de sănătate și au preferat să o vândă. Și noroc că colegul a fost pe fază și a luat-o. Ce ai pus acolo? Tot ce de, da, din asta de ulei, da, cu teflon, de înghețat. Da, pentru ial. Da, eu știu, nu cred că e înghețat. Sau o fi. Știi cum poți să faci? Dacă ai o brichetă, încălzești cheia. Ia uite. Ăla-i. Ai și sauna aici? Avem și sauna? Nu, sauna nu avem, dar avem planul. Ia uitați ce baie frumoasă. Foarte frumos. Și ce frumos miroase. Păi ia țeamă de aerisire, plus că după ce te duci faci, pui două, trei din astea peste și nu mai miroase și ajută și să se putrezească mai bine. Ce este? Rumeguș de lemne. Și magazia au lăsat-o așa? Sau au luat? Da, nu, au lăsat cu tot ce au avut. Tot au lăsat aici tot ce au avut, că lucrurile astea sunt bune doar la cabana asta, adică... Așa. Și generator și, și generator. Tot ce e în ea, nu? Da. Foarte tare, complet. Da, complet, nu ne-a trebuit nimic. Și farfurii și tot. Doar și aici? Cu... A, e tot o... Și aici, da, mai e o... Și pe astea vi l-au lăsat? Da. Cu haine de... Da, saci. Niște haine din astea de iarnă și pentru ploaie, saci de rumeguș pentru... Pentru veciu. Da.
Asta nu știam, cu rumegușul să pui peste... Nici noi nu știam, dar ajută, adică și oprește mirosul, plus că ce că ajută să... Să descompună. Să descompună mai, da, mai repede, mai bine. Prelate, bă, dar frumos au lucrat, au migălit ceva aici. Da, da, da. Noi suntem îngrijorați că o să putem să... Cum ai ajuns să cumperi căbănuța? Cum ai găsit-o? A fost postată pe un site de anunțuri și... De obicei, la două săptămâni după ce postează anunțul, organizează vizita cu... Așa se face aici? Trebuie să da, vezi? Da, da, întâi trebuie să o faci publică pentru vizionare, înainte să poți să o vinzi. A, am înțeles. Vii să pune public, vii să o vizionezi și după aceea? Și după cum? Aceea se pun oferte. Le pui ofertă și trimiți agentului de imobiliar, îi trimiți ofertă. A, este doar prin agent? Nu da. Poți să vii tu personal să-i zici, îți dau atât? Nu. Prin agent sau prin avocat. Nu știu sigur dacă și privat poți să o faci. E mai greu, sunt niște acte pe care trebuie să le faci. Asta zic, și tu când ai găsit-o, că presupun că au venit mai mulți când au cumpărat-o, nu? Au venit vreo doi, da. Da, nu e pentru toată lumea. Adică ai văzut, e la două ore de oraș. Multora nu prea le convine, caută mai ceva de genul la o oră de oraș. E comodă lumea pe aici? Da, sunt destul de comod. Majoritatea sunt și ei comozi, plus când mergi... nu ai curent, nu ai... Asta, nu ai utilități. Utilitățile, da. Da, și mergi și pe jos. Bine, pe jos am mers puțin, am zis că durează, nu știu, 10 minute pe acolo, cred că am mers. Dar arată într-un mare fel aici. Da, e și până ne-a vrăjit. Prima dată am zis că nu, n-o luăm, că avem copil mic, nu avem experiența proprietății de cabane, nu da, știu cu ce să mănâncă. Da, și trăit în sălbăticie. Da, și dar după tu ai aia venit... nu ne-a ieșit din cap, știi, și am zis hai să punem o ofertă. Dar tu ai venit când era totul verde, nu? Toamna sau da. Când ai venit? Nu, în iunie sau iulie am venit. Mamă, adică vara, cred că era... Da, era... Totul... O să-ți arăt poze cu ăsta, cu broșura. De când au vândut-o, să vezi ce frumos e, te vrăjește. Ai idee cum au făcut acoperișul ăsta, cum au ajuns să arate așa? Da, se pune scheletul, e normal, ca la orice... Păi și ce este sub ăsta, e tablă ceva sau? Da, nu, e o folie din asta, cred că ai văzut folie din aia neagră. Impermeabilă. Impermeabilă, da, se pune și la izolație de obicei și după aia cari pământul peste ea. Și așa au cărat pământ bucată? Da, au făcut o din asta. Au pus niște scânduri așa de acolo, știi, ca să îl urce cu roaba. O să arăt poze, că au pozele cu fiecare etapă când ăsta a crescut, s-a dezvoltat el. Da, aici. Nu știu dacă au răsădit ceva sau pur și simplu vezi că e același care și pe aici. Da, adică asta îi folosesc pentru izolație. Adică nu o să plouă niciodată în casă sau ceva, este izolant el, da. Foarte bun. Da, da, da. Pe protejează momentul... și de frig și de orice. Da, să nu mai rupe asta, că s-ar putea să rup tot cu poate. Am făcut eu chestia asta. A, păi nu, că asta era aici. Bine. A, și asta face parte tot din acoperiș. Da, foarte mișto. Nu știu, am văzut undeva, să vedem. Da? Ușor. Da, te înveți tu. Uite, asta e risire, cred, nu? La casă? Da. Au, sau la hot? A, da, nu-i hot. În camere. Fiecare cameră are aerisire. Și nu mai e mirosul ăsta, știi, de... Să aerisește... Asta e de design frumos. Asta e din fier? Da, e lanț. A, și prins în jgheab. Da, da, ca să se scurgă așa frumos pe... A, să scurge pe lanț apa. Da. A, foarte mișto. Ai mai modificat ceva aici de când ai venit tu? De fapt, nici n-ai avut când. Doar am mutat lemnele, că erau niște lemne și pe peretele casei. Ai, apară și le-am mutat în... Ai și antenă. Bă, da, frumos tare, uite, iau de ce frumos arde foc. Ce mișto arată înăuntru, o să mergem și înăuntru să vedeți. Ai telescop? Da. Și pe ăsta ți l-a lăsat? Nu, pe ăsta e al Oanei. Oana e pasionată cu... Da, e la început. Astrologia, cu stele, cu nebunii? Astronomia. Astronomia, așa, astronomia. Astrologia, auzi. Da, are de învățat, e la început. Păi vrea să facă ceva din asta sau nu, doar de pasiune? De pasiune. Da, frumoasă prezentare și peisaj.
Am văzut că mai sunt unii jos acolo care au chiar mai numai. E o cabană mai jos și noi mai avem jos o unde ține barca, o căsuță din asta unde ții barca. A, e și barca? Da, ne-a lăsat și barca. Și barca v-a lăsat? Da. Cu motor sau cu vâs? Motor. Nu, cu motor, e din asta de mică, de probabil cât ai voie. Picioare. Da, cu că nu trebuie permis sau ceva. Da, da, da. Până la 10 cai putere motorul și ea să nu fie mai mare, mai lungă de 6 metri, parcă, sau ceva de genul ăsta. A, am înțeles. Și pe unde cobori? Pe aici? Sau? Nu, poteca e pe acolo. Nu, poteca așa, o să mergem mai încolo. Până să lasă seara. Ce, mișto, te-ai plimbat? Ai apucat să te plimbi? Cu barca? Da. Nu, n-am apucat să mă plimb. Nu, că noi am luat-o în septembrie, nu prea mai fost vreme așa, n-am avut încă. A, uite, panoul solar. Dar ăla e funcțional doar la... Hai să mă duc să dau drumul la gaze. E la funcțional gaze? Și dacă e lună. E lună plină și se vede. A, da? Adică e funcțional la lumină. Da? La ce ai zis că dai drumul? La gaze. La butelie. Butelile sunt afară. Bă, ai butelii de gaze. Acum mai dau drumul. Da. Deci cam asta e prezentarea mare. De le-au lăsat absolut tot, inclusiv barcă. Oare ori avea unde să plimbe aici? Cred că da. Hai să vedeți ceva interesant, și anume un beci. Hai să vedeți cum arată un beci la o cabană. Un fel de beci. Nu-i beci se numește, că e un pământ. Ia uitați ce avem aici. Nici că e cușca la câine. Dar uite, un accesoriu important acolo, dar nu se vede. Bine, e important, dar nu pentru mine, adică niște sticle de vin, presupun, nu? Da, da, da. Da, dacă nu-s cu băutura, uite, izolat, frumos. Polistiren. Și bidonul ăla l-am băgat, era înghețat complet. Când l-am băgat acolo și acum să că e dezghețat, da. Aba. Băi, n-o să dezghețe, dar în timp. Da. Dar am băgat unul care era. Bine, asta cred că te ajută și... vara mai mult. Să le ții la rece. Da, vara, dar și iarna. Și iarna. Avem și frigider pe gaz. A, da? Frigider pe gaz? Da. Foarte mișto. Ce avem aici? Carne de ren cu ciuperci și bacon. Asta e ceva tradițional, cred, nu? Sau e mai fin beef, e o mâncare tradițională a samilor sau laponilor, cei care cresc reni. Am înțeles. Proprietarii de reni. Și asta e o mâncare ușoară sau se lasă mai greu la stomac așa? Carnea de ren e o carne ușoară, din câte știu eu. E servită cu piure, astea sunt legume pentru copil. A,
Adică pentru mine, nu? Da. Și aici avem piureu. Pireu, cum se spune. Pireu. Pire. Pire. Oh, ce bine arată. Da, abia așteptam să-i gustăm. Da. Încheiem seara cu o cină romantică, cu colegul. Hai noroc, sănătate. Colegul puterea cu ursului. Cu berea. Ah, puterea ursului, da. Cu un... ce avem aici? Ce gătim? Cârnați cu pâine. Cârnați cu pâine, da, dar nu sunt orice cârnați, sunt cârnați tradiționale. Da, hot dog norvegian. Hot dog norvegian. Cârnat cu carne de porc, 70% și alte chestii. Și bineînțeles, ia uitați, îl cunoașteți, nu? Ăla mic și roșu din România, Babic. Asta cinăm noi în seara asta, afară. Suntem pe terasă, deasupra mării, jos acolo e marea. Ninge frumos. Și noi servim cina. Ia să luăm un Babic. Vreți și voi? Nu acum. Da, suntem în mijlocul pădurii. Toate bune și frumoase. O seară plăcută să aveți și voi, cel puțin la fel ca a noastră. Bună dimineața. Uitați ce priveliște au. Trei elani. Au simțit. M-am trezit cu priveliște astea. Ce frumos. Pășteau aici, lângă casă, lângă cabană. Foarte tare. Cea mai frumoasă dimineață. După cum ați văzut dimineață, ne-am trezit cu o imagine superbă. Trei elani. De fapt, era o familie de elani. Iar acum mergem cu colegul George la mare. Să vedem bărcuța. Are și barcă. Mergem să pescuim ceva. Apropo, cu pescuitul, aici în mare se pescuiește cod. Și poți pescui fără restricții prea mari. Ai o anumită cantitate de pește pe care poți să pescuiești fără să plătești nimic. Destul de mare cantitatea și o poți duce la un centru de preparare a peștelui, la o fabrică. Dacă ești amator de pescuit, trebuie să te muți în Norvegia. Asta e cărarea, cărăruța ce coboară spre mare. A nins un pic aseară. Ia uite-ți, avem și o băgăcuță aici, dacă obosești. Frumoasă plimbare de dimineață. Auzi? George, noi trebuie să și urcăm sau rămânem acolo? Rămânem acolo. A, așa. Gata. Ar trebui să și urcăm aici, da, da. Da, nu cred că mai urcăm. Putem să o luăm pe mare până la șosea, că am văzut că e aproape. Și mașinile vedem noi cu ce le aducem. Hai să vedem când ajungem. Am ajuns și la garajul Bărcii. Ia să vedem ce ne așteaptă aici. Auzi, la nivelul mării, de ce depinde? În funcție de ce? Că văd că e scăzut acum. Când crește? Primăvara?
Luna de pe cer. A, și aici e tot cum ai zis tu. Da, da. E fluxele sus, mare. Și când e lună plină? E mai mare, întotdeauna e, la fiecare 6 ore e maxim și minim. Ai două maxime, două minime pe zi. Dar luna depinde cât de plină e, adică cât de aproape de pământ e. Ia, fii atent ce șmecherii. Au pus astea balustrăzi din ala de pe marginea drumului. Și de acolo lansează barca. Presupun că și tu ai la fel. Da, bine. Oh, ce bărcuțe, ce bărcuțe, ce bărcuțe. Asta cred că e visul oricărei pescar. Asta e rampa de lansare. De bine, presupun când crește apa până aici. Crește apa, da, și după aia când lansezi barca la mare, o lansezi primăvara și o ții legată de un balon din ăla așa. A, așa. De genul ăla, sau noi am vorbit, o să organizeze cineva să ocupe de chestia asta, un ponton din ăsta plutitor de beton pe care să-l punem acolo undeva și atunci alegi barca toată vara să nu stai, să o urci, să o dai jos, pentru că depinzi foarte mult de nivelul mării. De exemplu, acum nu știu, e la limite dacă poți să o lansezi. A, să nu rămâi cu ea. Hai să vedem, ai descuiat? Da. Dar apa până unde este aici, de obicei? Până sus sau păi cam până unde? Vezi, vine cam acum, până da. Pe... Mai mult cam până unde sunt algele alea. Bălăriile alea, da. Ce-or fi alea. Dar acolo mai variază, depinde și dacă bate vântul, dacă o mai aruncă încoace. Dar e destul de sus acum, de fapt. Și poate să ajungă și până aici? Până aproape? Nu știu, nu cred. Ia hai să... Uite, mai vezi? Uite, sunt algi acolo. Înseamnă că atunci când au bătut valorile, mai au mai aruncat de timp. Ia hai să vedem căsuța. Căsuța, bărcuța. Asta e barca noastră. Care? Ma. Și asta e a vecinului, e mai mișto. Aia e din aluminiu, asta e din fibră ceva. Da. Așa, o legi cu asta, nu? O lași, asta e de... Da, asta a fost, asta trebuia... Triponit, pironit de o bucată mare de piatră, dar s-a rupt. Deci nu mai pot să folosesc asta. Trebuie să-mi tragă cineva o piatră acolo, să bage un piron. Și cu ăsta? Sau ce este? Nu, asta e ancoră din asta. Dacă vrei stai să pescuiești, o ancoră micuță. A, și o pui să prind între pietre alea, da, nu? Da, ai o stecă să desprindi și... E destul de măricică bărcuța. Da, e de 4 persoane. A, vecinul e cu volan, cu... Da, asta e mai șmeche, dar are niciun pascare. Uite, 25 de fai, motor. Ia uite ce. Și are bărcuța asta mică de să duce la ea. A, el o lasă mai în larg, da. Da, a lăsat-o priponită din ăsta. Ia uite ce frumos aici. Are accelerație acolo, da, asta e altă clasă. Ce motor, 25 de cai. Și al tău are? Scrie pe el. Al tău e Suzuki. 9,9 cai. Ți-am zis, e din aia la limite ca să poți să nu folosești permis, nu? Da, să nu îți trebuiască permis. A, 9,9, da, scrie pe el. Dar n-ai folosit-o până acum, nu? Nu. A zis că motorul n-a mai fost pornit de 5 ani. Sper să fie ok, dar trebuie să fie în apă când încerc să-l pornesc, că e răcire pe apă și dacă îl lași numai un pic să arde, nu știu ce. A, deci nu știu dacă e funcțional. Nu, a lăsat-o funcțional. În principiu ar trebui să fie funcțional, nu? Dacă e totul... Da, nu a avut ulei, nu știu. Să vedem, dacă nu e foarte ieftin să cumpere un motor din ăsta, nu știu să spun. A, da? Ce înseamnă ieftin? Ca aproximativ. 200 de euro, 300, poate, nu știu. Așa ieftin? Poate și mai ieftin. Păi da, dar e mic, e tot la mâna a doua, adică nu nou, neapărat. Am înțeles. Când trebuie, nu. Aici e troliu. Troliu pentru... Generator, ca să tragi și ca să o lași. Trebuie să o tragi și să o lași. Pentru că le stăm pe căruciorul ăla acolo, știi? De când urcă în... Da. A, ce tare. Sau din ăsta manual. Aici. Depinde, ce... Așa, asta e... A, asta e ață. E ață, nu e. Ață? Da. Nu e șufă din metal. A, și cu preț la trul. Da, chiar mă întrebam, zic, cum ridici barca? A, că uite, cred că are motor chiar și pentru asta.
Ia de ce... Astăzi din alea de avarie, probabil, știi, în casă. Da. Cu tine, dacă ești mai departe, dacă ești sau pentru asta. Da, mică. Poți să-i pui și la asta mică, un motor micuț să te ajute. Cu asta, de asta o folosește cu pasul, tragă repede pe mal. Cu asta se duce la barca asta, că pe asta nu poți să o tragi cu sistemul ăsta. Pe asta e mai ușoară, poți să o tragi cu sistemul ăla. Am înțeles. Foarte tare. Ai, ce să faci aici? Trebuie să-ți placă. Da. Cam așa arată. Stai un pic. Cam așa arată. O cabană în Norvegia. Și ce opțiune ai de relaxare. Ia uita și bărcuța. Așa arată bărcuța. Cu care poți pescui. Un motor de 9,9 cai, iar vecinul are aici de 25 de cai. Asta e mai deosebit, așa. Asta e pompă de amorsare, sigur. Înainte să pornești motorul. Așa arată relaxarea. Troliu manual, troliu electric. Să tragi bărcuța afară. Ia să vă arat după cum arată. Să vedeți, e rampa de lansare. Asta e rampa de lansare. Deschizi ușile. Când ajunge apa până aici, flux reflux, ajunge apa până sus și lansezi bărcuța. Și te duci cât vezi cu ochii. Acolo sunt ferme de somon. Unde vezi circul. Da? Circurile. Sunt în interior. Da. Lasă lăsate în jos și... Ce avem acolo în larg? Le-am văzut de sus, de la cabană. Ele sunt ferme de somon, cresc somon acolo. A, da? Plase până în jos, da, și aduc puiet și îl alimentează, îi dau de mâncare din niște bărci care împrăștie mâncare. A, am înțeles, deci nu are legătură cu... Adică nu e, trăiesc doar în apa mării, dar nu să... Trăiesc doar în apa mării, da, și sunt un pic controversați. S-a controversat afacerea asta, pentru că din când în când li se mai rup plasele și scapă în sălbăticii și se combină cu cel sălbatic. Cu somonul? Și, da, și nu mai știu să zic procentul, dar ceva de genul, doar vreo 30% din somonul sălbatic e 100% sălbatic în Norvegia. Restul e combinat cu, adică și pe ăla pe care îl prinzi pe râuri, poate să fie un pic cu, combinat cu din ăsta, din mare, de crescătorie. Plus că unde îl pui acolo, mâncarea aia și tot ce le dau, distruge, așa zic ăștia, că tot distruge ecosistemul, tot ecosistemul din apă, nu? Da, da, da. Adică, în jur, dacă ei stau mereu acolo... Și au perioade, adică după anumită perioadă trebuie să-i mute și le mai trag cu barca, știi? Să mai schimbe locația, locul, da. Ia te iară început să... N-ai voie să pescuiești la 50 de metri, parcă, de ele. Dar ce voiam să te întreb, când te duci cu barca, pleci de aici, o lansezi, da, cât ai voie să mergi încolo? Nu e limită. A, adică tot ce vezi în jur aici poți să te duci până la capătul celălalt, dacă te ține? Dacă te ține curajul, da. Dacă crezi că nu o să rămâi cu barca pe acolo, da. În adică... principiu, barca îți limitează distanța, nu... Nu cineva, nu statul. Nu, barca. A, deci poți să cu te barca duci. Asta nu te duci ca nebunul prea departe. Da. Bine, probabil nici nu ai benzină, să calculezi. 22 de litri, nu știu cât consumă. Da, trebuie să calculezi, exact. Trebuie să te înveți cu marea, să-și dai tu seama, să cunoști barca ta și vremea. Vremea de curent, de valuri, de mai multe ții cont. Curentul nu neapărat, dar de valuri. Când sunt valuri, nu știu, peste 2 metri, 1 metru jumate, îți recomandă să nu te duci cu bărci mici. Am înțeles. Asta mi se pare că e și plutitoare, adică dacă se răstoarnă, tot plutește. Nu se scufundă. A, plutește invers sau gust? Nu, dar materialul e un material mai spongios așa și plutește. A, și nu se... am înțeles. Ca să nu te duci mult. După asta o folosesc mulți neprofesioniști și ideea e... A, deci o barcă de... mai de amatori așa. Da, e de amatori. Prima cu care se începe. Bine că trebuie veste de salvare automat. Uite acolo, avem ceva, sunt ceva stațiuni acolo pe munții ăia, te poți da cu schiurile? Sau în jurul ăsta așa, unde vezi aici cu ochii? Sau nu prea, aici nu sunt? Aici unde vezi cu ochii, nu aici, dar sunt în apropiere. Deci ninge cu soare, acolo e soare și aici ninge.
foarte tare. Da, vedem că nu-i nimeni curajos să... Sau când merg de obicei? În, cred că în weekend, nu? Păi ies în... Da, în weekend acum eu e și mai frig, dar poți să-ți iei un costum ca lumea. Uite, vă, că vecinul... Nu a venit peștele, mi se pare că nici nu prea... Vecinul e mai dotat acolo, uite, are barcă cu acoperiș. Mi se pare că acolo stă proprietarul terenului, pădurii, zice. Ăla e... A, da? El e landlordul. Foarte frumos. Așa arată o mică parte din viața în Norvegia. Cam așa. Vara, cred că cum arată aici, totul verde și lumină mai toată ziua, nu prea zine să mai pleci de aici. Mergem să vizităm o cascadă și asta e drumul de acces. Cam pe aici. Cu pietricele așa frumos. Suntem echipați. Asta e un râulet, nu știu ce cascadă e. Mai... Da, oricum s-a auzea cascada aia destul de aproape. Nu știu de unde se aude, dar hai să stăm acolo. Explorăm zona. Pe drumul ăsta perfect. Mergea și cu mașina pe aici. Mergea cu dusterul pe aici. Păcat că nu-i drum. Și ninge așa frumos. Și liniștit. Mergem la o cascadă. Asta e drumul. Cu pietricele alunecoase. Dar aici cred că în mare parte este apă. Stă apa. Unde suntem noi acum. Da, sau nu știu dacă stă, dar cel puțin a fost umezită sau absorbe din mare și e sărat și de aia. Facem o baie? Te ține? Da. Ai făcut? Nu. N-ai încercat niciodată de când ești aici? Ai mult de genunchi și n-am reușit nici vara să fie din mare. Ah, da? Am înțeles, am făcut în zăpadă, la 25-24 de grade. Păi da, dacă ieși de la saună, e altceva, da? N-am apucat să mă încing foarte tare, că am simțit-o din plin zăpada. Da? Da, a fost... Știi cum o simți? Ca niște ace. Te înțeapă tot corpul. Și am fost de două ore, a doua oră a fost mai palpitant. Da, aș fi încercat și în mare. Destul... Da, te-ar ajuta, zice. Am mai făcut la 5 grade, dar nu, apa oricum avea într-un baraj în munte. Apa era destul de rece. Da. Da. Că nici aici, dacă apa nu e înghețată, o avea câteva grade, cred. Putem încerca. Da. Dacă n-am cu cine să mă îndemn, nu o încerc singur. Dacă e să mor, să murim amândoi, știi? Ia uitați! Ce frumusețe! Am plecat pe jos să explorăm puțin zona. Mergem la o cascadă. Încă puțin. Ia să vedeți o minunăție de cascadă. După ce am mers prin pietre, ia să vedeți ce frumusețe aici. Oh, da. Na.
Ia uita și aici. Ce frumusețe! Impresionant! Dacă ar merge raftul, miroasa a pește, a mare, a... De unde vine apa asta? Ai idei? Da, e un lac foarte mare. Chiar deasupra aici sau mult mai departe? E mai departe, e un platou, e de viet ceva de mers. Păi și ce, la lac este baraj ceva sau... Da, e unde se scurge. Da, uite, ce avem, fiare acolo, sau ce sunt? Ceva din fier. Foarte tare. Ninge cam povești și am plecat spre mașină. Acum am ajuns la capătul pădurii și vom merge spre orașul Bodo. Acolo locuiește colegul, unde voi sta două nopți. Voi vizita orașul și alte chestii interesante. Și un tractor aici. Ia uitați câte zăpăde. Și ninge foarte frumos. Undeva aici sub zăpadă sunt și mașinile noastre. Ia. Ce avem aici? Ia, ce avem aici? Opa. Ce avem aici? Ia, uite ce avem aici. Da, aici ce avem? Opa, ce avem aici? Am găsit o dacie. O dacie înzăpezită. Ia uitați ce frumusețe. Mergem la oraș acum. Da. Ia să vedem pe aici noi mașina. Ia. Avem aici lopata. Lopata asta mare. Dezăpezim cortul. Cortul a plâns fără mine. Zilele astea a fost singur. Da, n-avem ce face. Uite, avem ajutoare la dezăpezit. Mănușile astea de zi. De snowmobil. Nu găseam cuvintele. Interesant. Se lipește. Da, un magnet. Asta e ștergătorul ăla care tot sare. Și nu mă ascultă. S-o fi plictisit. Foarte frumoasă vreme aici. Era bine dacă era și la noi la fel. Dar, din păcate, nu. Cam atât.